Sunteți curioși să vedeți cum va fi anul 2024 pentru vărsători? Să vedeți cu ce energii le va fi mai ușor, poate, sau mai greu vărsătorilor să lucreze în acest an 2024? Sunt astrolog Luminița Ristea și vă prezint horoscopul anului 2024 pentru Zodia Vărsător. Vă reamintesc că acest horoscop este făcut ținând cont de ascendent și dacă nu vă cunoașteți ascendentul, vă puteți uita la Zodia în care aveți soarele sau luna. În același timp, vă recomand să vă uitați și la horoscopul general pentru anul 2024, care deja este postat pe canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Ristea. Și dacă vă place ce postez, să apăsați butonul like, subscribe pentru a aprecia și disemina informația și către alte persoane. Hai să vedem ce este în vitrină pentru voi, dragi vărsători, pentru acest an 2024. Cel mai important transit pentru voi, pe departe, de departe, este Pluto în vărsător, acasă, la voi, fiindcă vă va impacta prima casă. Adică vorbim despre transformare legată de personalitatea voastră. Cine sunteți voi autentici? Veți explora aceste teme în următorii 20 de ani și după această perioadă veți putea spune că sunteți o altă persoană. În special cei care au planetele la primul grad în vărsător vor fi foarte puternic influențați, fiindcă vine momentul adevărului. Nu mai puteți să falsificați adevărata voastră personalitate, nu mai puteți să intrați în relații false care nu sunt autentice, fiindcă știți că nu mai puteți trăi cu cineva care nu este autentic sau unde nu puteți voi să fiți cei care sunteți. Poate să fie un nou început relațional, veți forma noi relații în contextul acestei noi autenticități, veți atrage persoane care se vor îndrăgosti de noua voastră versiune autentică. Este vorba de o nouă abordare legată de personalitatea voastră. Nu este vorba despre predare, este vorba despre eliberarea acelor părți din tine care nu se mai potrivesc cu noua ta identitate, așa că alegi să nu le mai porți cu tine, să nu mai porți acest balast cu tine. Bineînțeles că Pluto vine la pachet cu fricile, cu tenebrele din voi, cu experiențele de viață în care ați experimentat pierderi, ați experimentat frici implicate. Bineînțeles că există și această teamă de a vă pierde pe voi înșivă, dar nu trebuie să vă fie teamă, fiindcă dacă vă pierdeți, vă veți regăsi din nou mai frumoși și mai buni. În casa banilor și valorii personale tranzitează în acest an atât Saturn cât și Neptun în Pești. Aici văd o combinație extrem de bună pentru voi. Saturn spune, atenție, nu aruncați banii pe fereastră, fiți chibzuiți, planificați-vă cheltuielile. Iar Neptun spune, hei, dar eu nu vreau să fac acest lucru, eu vreau să mă simt bine, eu vreau să-mi răsfăț sufletul. Nu vreau să fiu realist când vine vorba de bani. Da? Deci trebuie găsit aici un echilibru între a fi poate prea idealist, între a vă arunca banii pe fereastră și a fi prea realist, prea rigid. Să aveți grijă de situația voastră financiară și în același timp să vă îmbunătățiți stima de sine. Conjuncția dintre Chiron și nodul nord în Berbec are loc în casa a treia. Puteți fi activați de vecinii voștri, de frați, de surori, de verișori, de oamenii din cartier, oamenii din jurul vostru, fiindcă ei vă arată ceva nou, ceva real. Există o posibilitate de noutate în toate aceste conexiuni. Ați putea călători mai mult pe distanțe scurte, ați putea comunica mai mult, ați putea învăța noi abilități, ați putea să vă lansați într-o nouă afacere sau vă puteți relaxa socializând online în grupurile voastre de interes. Conjuncția Jupiter-Uranus are loc în Taur, în 21 aprilie, în casa a patra și aici veți avea de lucrat cu sistemul vostru de credințe, poate moștenit la nivel transgenerațional, de la strămoși, și chiar puteți să renunțați la unele credințe, la unele convingeri, fiindcă, de fapt, nu mai funcționează pentru voi, nu mai sunt de actualitate pentru voi. Această conjuncție are loc în casa a patra
acest templu sacru unde avem tradițiile, avem moștenirea de familie, este literalmente configurația voastră emoțională, este modul în care vă hrăniți din trecut, cum trăiți în prezent și cum vă proiectați viitorul. Se pot îmbunătăți conexiunile cu părinții, vă puteți muta într-o altă casă mai mare. Vă poate preocupa mai mult relaxarea acasă la voi și modul în care vă simțiți acasă, poate într-o nouă configurație emoțională. Spre finalul lunii mai, Jupiter va începe să tranziteze zodia Gemeni în casa a cincea și va aduce în viața voastră mai multă relaxare, iubire, creativitate, hobby-uri creative. Vă veți simți mult mai susținuți mult mai bine. La final de an, în schimb, Marte retrogradează în zodia opusă, în Leu, și vă va aduce multe provocări în relațiile de cuplu. Pregătiți-vă pentru această perioadă de final de an, fiți foarte, foarte atenți și ar fi bine să faceți o analiză a relațiilor înainte de a intra Marte în retrogradare, pentru a vedea care sunt problemele pe care trebuie să le gestionați, cu care trebuie să lucrați. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi vărsători, pentru acest an 2024 este să dați fără să aveți nicio așteptare, de să oferiți fără să aveți așteptări. Atunci când împărtășiți, împrăștiați în jurul vostru iubire, lumină către ceilalți, nu o faceți ca să primiți ceva în schimb, nu o faceți cu anumite condiționări, îți dau asta ca să primesc altceva în schimb. Noi toți suntem făcuți din aceeași energie. Binele pe care voi îl dăruiți este esențial în relația pe care o dezvoltați cu ceilalți, fiindcă atunci când îi ajutați pe ceilalți, în mod indubitabil, la nivel subtil, vă ajutați pe voi. Și ceea ce este nevoie să conștientizați este faptul că bucuria de a dărui este de fapt recompensa pe care voi o primiți atunci când dăruiți ceva. Este vorba de această energie care curge în mod constant, este vorba de această iubire necondiționată, este vorba de acest flux de înaltă vibrație care se transmite de la mine către tine, de la tine către celălalt. Este vorba de a dărui, este această bucurie a sufletului. Și dacă nu sunteți capabili să dăruiți fără niciun fel de condiționare, atunci este o problemă și trebuie să vă întrebați de unde apare această problemă legată de ego-ul vostru, legată de nevoia voastră de a demonstra, legată de nevoia voastră de a fi remarcați. Atunci când dăruiți din inimă, energia aceasta de abundență, de recunoștință, de gratitudine, ea se va întoarce către voi înzecit, fiindcă viața nu este o competiție, viața nu este o luptă, viața nu este o cursă. Suntem aici să ne ajutăm unul pe celălalt, fiindcă suntem toți interconectați. Cea mai bună recompensă poate să apară din acele acțiuni pe care le facem și pe care le facem fără a avea niciun fel de așteptare. Dacă doriți să sprijiniți canalul meu de YouTube, Astrologul Minița Ristea, apăsați butonul like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul join alătură-te și veți fi mai aproape de mine și de acești oameni minunați din comunitatea Sirius. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!